Urșii au atacat pentru a 11-a oară în județul Buzău, dar de data aceasta victime nu au mai fost animalele domestice, ci oamenii. Sătenii s-au luptat cu ursoaica înfometată și abia au scăpat din ghearele ei, ajungând la spital cu răni grave. Situația este cu atât mai gravă, cu cât în județ efectivul urșilor este în continuă creștere, iar de un an Ministerul Mediului nu a mai aprobat împușcarea niciunui exemplar din această specie, care este protejată prin lege. Doi bărbați din comuna buzoiană Chioșdu și-au văzut moartea cu ochii. Cei doi au mers pe islazul din comună să delimiteze terenurile pentru pășunatul animalelor. Din senin în fața lor a apărut o ursoaică însoțită de un pui. Sălbăticiunea i-a atacat și l-a prins pe unul dintre ei. A mușcat ursul? Da. Dar cum a mușcat? Cum a atacat? În gura, pe drum. Celălalt bărbat i-a sărit imediat în ajutor, dar la rândul lui a fost atacat de ursoaică. Păi mine m-a mușcat de o mână, păi. Din picior, din mână. Cei doi bărbați au luptat cât au putut cu animalul sălbatic și, din fericire, au scăpat cu viață, fiind transportați de urgență la spitalul din municipiul Buzău. În urma lor, sătenii sunt îngroziți. De la începutul anului au fost înregistrate 10 atacuri ale urșilor, iar localnicii din satele de munte ale județului Buzău sunt disperați că urșii le-au ucis animalele din gospodării. După ultimul atac de săptămâna trecută, sătenii se tem și pentru viețile lor. Pădurarii și jandarmii au izolat imediat zona în care au fost atacați cei doi, iar sătenii au fost avertizați să nu se îndepărteze de gospodării. Avem rugămintea ca în zona podul Bradului, de brad sus, acolo, să evitați acea zonă, pentru că există risc. Dacă suntem aici, ce să ne mulțumim? E doar o atenționare să știți zona și să evitați. Da. E zona urșilor aici. Și evident că dacă te întâlnești și are pui, te atacă. Că noi... Dumneavoastră vă este teamă? El de sus ne păzește. Ne e teamă, sigur că ne e teamă, că ne frică să nu ieși în casă, dar ce să facem, unde să ne mai ducem? Evenimentul, care ar fi putut să se încheie tragic, trage un semnal de alarmă pe care autoritățile îl ignoră, întrucât vânătoarea urșilor este interzisă. Este nevoie de aprobări speciale pentru împușcarea unui urs, însă Ministerul Mediului nu a mai dat un astfel de aviz pentru județul Buzău de mai bine de un an, iar în tot acest timp, efectivul de animale a crescut cu aproximativ 100 de exemplare.